Fix începe actualitatea. Vine alături de noi Tudor Mușat. Bună seara, Tudor! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Ce să mai schimbăm? Ce să mai schimbăm noi în anul ăsta electoral și așa foarte bulversant pentru români? Probabil că s-au întrebat cele două partide de la guvernare. Păi ia să mai comasăm noi ceva, deci să fie o dublă comasare, pe lângă europarlamentarele comasate cu locale, să comasăm și turul 2 al prezidențialelor cu cele parlamentare. Cam ăsta este planul în acest moment. O să discutăm despre această inițiativă confirmată. O să vedeți că avem declarații de ultimă oră de la vârful PSD, confirmată de lideri. E aproape o certitudine, spun ei. De ce fac asta? Ce urmăresc? Și nu, de data asta nu mai e vorba de economie, nici măcar n-au mai îndrăznit să pună pe tapet subiectul ăsta, s-au prins că nu se face nicio economie și că nu ne pot convinge, dar o să vedeți ce miză au și cum vor să păstreze niște aparențe, o să discutăm despre asta în actualitatea. Tot astă seară, despre cum îi cer cei de la AUR președintelui pe cale penală, sub formă de plângere penală de data asta, să dea socoteală despre cheltuielile pe care le-a făcut în călătoriile cu avioane de lux, în aceste turnee din ultimul an și jumătate al mandatului. Pentru că, știți, administrația prezidențială pare să fie total incompatibilă cu ideea de transparență. Prin urmare, cei de la AUR au venit cu această găselniță. La ce o să ducă o să discutăm și o să vă arătăm și alte câteva mostre de risipă bugetară, cum vrea de pildă Ministerul de Finanțe să lupte cu compania Pfizer ca să nu plătim acea despăgubire uriașă pe care ne cere compania. O să vedem dacă au soluții și ca să nu plătim despăgubirea din cazul Roșia Montană. Discutăm și despre asta astă seară. Și tot astă seară, bineînțeles, revenim la controversa acestor zile, o discuție extrem de încinsă pe tema apărării și a pregătirii populației pentru apărare. Au fost astăzi șefii de comisii parlamentare de apărare la minister ca să discute cu șeful Marului Stat Major, după declarațiile pe care acesta le-a făcut săptămâna trecută, cu ce s-au întors, ce spun, dar și ce nu spun, dar merită discutat și o să o facem aici în emisiune, despre toate în actualitatea asta seară. Vă aștept! Bună seara, doamnelor și domnilor! Au venit cu alt scenariu cei de la putere, să se comaseze nu doar localele cu europarlamentarele la vară, ci și parlamentarele cu turul 2 al prezidențialelor la început de decembrie. De ce fac asta? Ce mesaj vor să transmită? Ce urmăresc? Și nu e vorba de economie, asta s-a tranșat deja. Vă spunem imediat. Și vă arătăm și cum ar funcționa scenariul candidatului la mișto. Ca PSD și PNL să se susțină unii pe alții, dar fără totuși să spună explicit acest lucru. Vă explicăm mecanismul, vă explicăm ce calcule își fac. Revenim și la controversa legată de apărare, după declarațiile șefului armatei. Ce are de spus ministrul apărării, ce au de spus șefii de comisii parlamentare de apărare care s-au întâlnit pentru explicații cu generalul Gheorghiță Vlad, dar și ce nu spun ei și trebuie spus, o să discutăm în actualitatea. O să vedeți și câteva mostre spectaculoase de risipă din banii statului și cum vrea Ministerul de Finanțe să le crească salariile funcționarilor implicați în dosarul Pfizer, care ne cere, știți, despăgubiri din cauza că nu am mai cumpărat vaccinurile contractate. Plus, cum i s-a făcut președintelui Iohannis plângere penală, nici mai mult, nici mai puțin, pentru zborurile cu avioane de lux. Despre toate în ediția de astă seară. Vi prezint pe invitații mei, Radu Miruță, deputat USR, bună seara. Bună seara. Sociologul Vladimir Ionaș, bună seara. Analistul politic Alexandru Coita, bună seara. Bună seara. În legătură video cu noi, jurnalista Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro, bună seara, Ioana. Îl așteptăm pe Eugen Tomac, președinte PMP, dintr-o clipă în alta. Și începem cu declarații de la vârful PSD. Se confirmă de acolo că ideea comasării alegerilor parlamentare cu turul 2 al prezidențialelor e aproape o certitudine. Prin vicepreședintele Gabriela Firea spune astă seară că decizia va fi anunțată oficial abia după ședința de joi, dar, practic, anul ăsta vom avea, în loc de 5 runde de alegeri, doar 3. Decizia va fi cu siguranță anunțată de președinții celor două partide care formează alianța de la guvernare.
dar din ceea ce ați relatat și dumneavoastră și din ceea ce știu eu ca discuții ce au avut loc în aceste zile, știrea este posibil să devină chiar o realitate, o certitudine. Repet, nu vreau să mă antepronunț, cu siguranță va fi și o comunicare oficială. Sesiunea parlamentară a început joia trecută, pe 1 februarie. Ar urma să primim proiecte pe care să le și dezbatem, să le și adoptăm în sensul modificării legislației electorale. Doar din acel moment vom putea să vorbim cu adevărat despre comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Da, și uite așa cum era, din 5 s-au făcut doar 3, poate că o să mai rămânem cu un singur rând, cine știe dacă mai comasează ceva, dacă își fac și planul pe 10 ani, domnule deputat. Sigur, din 5-3, Luca și Matei. Se pot comasa, domnule Mușat, între ei, PSD cu PNL la infinit. Arată că sunt foarte rupți de realitățile din România, în timp ce oamenii sunt copleșiți de scumpirile astea care au ajuns în buzunar după decizie de la finalul anului trecut, au ajuns în buzunarul fiecărui român acum. O serie de categorii socioprofesionale sunt în stradă să strige drepturile, să strige limita la care au ajuns, că nu mai pot funcționa în țara asta. Ei ce fac? Vârful statului român, premierul cu președintele Senatului, văd că a băgat un pic capul în poză zilele trecute și președintele Iohannis, se întâlnesc și se străduiesc cum să tragă de regulament în timpul unui joc pentru ca ei să își scoată cumva jocurile din povestea asta. Eu cred că românii vor sancționa, pentru că senzația este, chiar dacă nu urmărești scena politică, este exact aceea. Dom'le, încearcă cumva să mă păcălească, încearcă să mă ducă cu preșul. Mai ține teoria cu economisitul banilor? E o teorie care cred că se va demonta destul de curând, pentru că pe forma actuală ar trebui să fie două comisii. O comisie pentru europarlamentare, o comisie pentru alegerile locale. Deci oameni în secții și pentru comisie și pentru cealaltă, care ar cheltui banii dublu, că acolo e cea mai mare cheltuială a banilor în secțiile de vot, că jandarmii aceia sunt cei care păzesc buletinele de vot oricum. Bun. Se imprimă. Hai să decriptăm nevoia, Vladimir Ionaș. Până acum, dacă la asta cu europarlamentare și locale, înțelegem că primarii trebuie să tragă și să aducă un scor bun partidelor în general, deci să aducă un scor bun la europarlamentare, că e prima rundă importantă a anului și așa mai departe, ce rost are comasarea din decembrie, parlamentare cu turul 2 de la prezidențiale? De ce n-au mers pe formula cum era inițial, primari cu turul 1 la prezidențiale, ca să-l salte pe candidatul lor în turul 2? Depinde cum a decurs negocierea, cui a fost interesul, da? Pentru că, nu știu, de exemplu, dacă PSD-ul avea nevoie, de exemplu, de susținerea primarilor ca să-și trimită candidatul în turul 2. Da? Acum, da, PNL-ul avea. Noi nu știm cum au decurs... Acum nu știm cum au decurs negocierile, cine a cerut comasarea aceasta locale cu europarlamentare și cine a venit cu contraoferta. Ok, o facem pe asta, dar o facem și pe cealaltă. Bun. Acolo acolo la partea a doua, aici cu locale, cu europarlamentare, ok, o decizie politică. Dincolo, într-adevăr, era un calendar, din punctul meu de vedere, și am mai spus-o, foarte strâns. 3 duminici la rând, turul 1 parlamentare, turul 2. Era destul de îngrămădit, destul de ciudat pentru ca cineva să se aștepte ca lumea să vină în număr mare. Probabil alegerile parlamentare vor avea, dacă va rămâne acel calendar cu 3 alegeri, vor avea o prezență extrem, extrem de scăzută. Turul 2 cu parlamentarele, din punctul meu de vedere, avantajează candidatul partidului mare care va ajunge în turul 2. Da? Pentru că la parlamentare știm că interesul din teren va fi oarecum crescut, pentru că parlamentarii au relația directă cu primarii, dar răspunde anumite zone, poate să mobilizeze mai bine și într-un fel își asigură implicarea acestora în acele alegeri. Bun. Îl salut și pe Eugen Tomac, președintele PMP, ni s-a alăturat. Bună seara, revin la dumneavoastră imediat. Vreau să o întreb și pe Ioana. Ioana, crezi că primarii ăștia o să tragă de două ori? Prima oară, mă rog, o să tragă pentru ei și o să salte implicit și lista de la europarlamentare. Dar la aceste alegeri parlamentare o să se mai implice atât de mult să tragă și pentru candidații la parlamentare din teritoriu, să tragă și pentru candidatul din turul 2? Nu, cu siguranță nu.
că efortul lor e și așa mare și așa le-au pus brațe europarlamentarele, ceea ce nu cred că este o prea mare fericire. Ba chiar pentru unii va fi un risc de pierdere, pentru că s-ar putea să deconteze politic, ceea ce nu ar fi decontat la niște alegeri locale distincte, referitoare doar la mandatul lor. Deci nu cred că se vor mobiliza. Însă această a doua comasare cred că are la bază un alt scenariu. Adică se merge pe ideea de candidatură comună, probabil, în tandem premier, președinte-premier. Și aici e marea problemă, cine cedă, pentru că amândouă vor să dea președintele. Liberalii, pentru că nu au încredere că altfel nu vor fi șuntați de PSD, iar PSD pentru că așteaptă asta de 20 de ani și este o ambiție extraordinară pe care o are deja PSD. Deci se merge pe ideea de candidatură comună în care lucrurile să se inverseze, din potrivă, candidatul să fie locomotiva pentru alegerile parlamentare și să suplie. Cum era înainte, dacă vă aduceți aminte, înainte de Aiureala asta, că eu așa o numesc Aiureala asta cu extinderea la 5 ani și ruperea acelei logici constituționale a alegerii împreună a Parlamentului și a președintelui nou, așa era. Candidatul la prezidențial era locomotiva, ne aducem aminte, care trăgea... Avem acum candidați locomotivă la cum arată lucrurile? Asta e întrebarea. Mă refer la scenariul cel pe care și-l fac cei din coaliție, că mă rog, restul lumii... Nu avem și de aia se încearcă crearea uneia prin această comasare, prin această candidatură comună care cumva să reunească eforturile și resursele ambelor partide, deși eu am mari rezerve că dacă acest candidat comun ar fi președintele unuia dintre cele două partide, partidul care nu are președinte s-ar mobiliza de n-ar mai putea pentru președintele celuilalt partid. Cu voturile nu e precum sacii de cartofi, că e încărcat în căruță, e numărat și ăștia sunt. E mult. Ceea ce ne duce la următoarea provocare, domnule Tomac. Cine să fie candidatul comun, dacă e vorba de așa ceva? Candidat comun PSD-PNL. Că după aia vorbim și de niște candidați în teritoriu. O să vedeți, vă ziceam la început, strategia candidatului la mișto. Vă explicăm imediat. Dar până atunci, cu candidatul unic la președinție, cine să fie? Vezi vreo emoție? Până acum PSD și-a atins toate obiectivele pe care și le-a propus. A reușit să păcălească PNL-ul, îl ține la guvernare. Președintele este absent total, nu există pur și simplu. Trebuie să anunțăm pe internet că a dispărut complet pentru a mai auzi vreo declarație sau vreun comunicat de presă. Evident că PSD este partidul care are o strategie foarte bine pusă la punct. Toate instrumentele pe care le are sunt angrenate în ideea de a vinde iluzia cetățenilor români că în acest an la alegerile prezidențiale românii vor avea de ales între două rele, între PSD și eventual un candidat de extremă. Eu nu cred în acest scenariu. Cred că și alții au visat lucruri mult mai bine elaborate și în 2009 și în 2014 păreau lucrurile tranșate. De aceea cred că cine subestimează reacția până la urmă naturală a cetățenilor care sunt interesați, dacă legat de guvernare treacă merg. Merge, s-au obișnuit și cu PNL-ul și cu PSD-ul și într-o guvernare fără PSD, lumea știe care sunt limitele clasei politice. În schimb, președinția este o instituție în care românii încă investesc în credere. Aia e miza de forță, e clar, e limpede pentru toată lumea. Da, și asta o demonstrează participarea la vot. În 2014 am avut o participare record de 6,5 milioane de cetățeni români care au votat candidatul de dreapta. În 2019, deși nu era niciun risc pentru Klaus Iohannis intrând în turul 2 cu Viorica Dăncilă, dacă intra cu Dan Barna, sigur că lucrurile se complicau total. Și cu toate acestea, și în 2019, 6,5 milioane de cetățeni români au ieșit și l-au votat. Nu s-a întâmplat același lucru în 2020 cu partidele politice. Pentru că observăm că partidele politice de dreapta
au luat aproximativ 2,8 milioane de voturi, deci aproape 4 milioane de votanți de dreapta n-au ieșit la vot. Și de aceea spun că în momentul de față, cine încearcă să vândă iluzia că românii vor avea de ales între două rele, se înșală, pentru că lucrurile vor avea evoluții greu de estimat astăzi, dar evident că depinde și de actorii politici. Da, Alex Coita, totul pare un puzzle în momentul ăsta în care fiecare piesă depinde de celelalte și avem așa, avem această comasare din iunie, comasarea din decembrie, niște negocieri pentru candidaturi unice la o adică, președinte, primari în anumite localități. De ce depinde? Care e, în ce stă? În decizia cui stă în momentul ăsta toată povestea asta? Cine are mai multă de cerut de pe masă? Am reținut întrebarea, dar înainte aș vrea să o prefacez cu o observație. Și sincer, punându-mă în pielea cetățeanului de rând, care nu este neapărat politics junkie, cum zic americanii, adică nu e pasionat de politică, eu cred că e o perioadă puțin plictisitoare slash obositoare, pentru că acum practic se fac jocurile din culise, acum se fac negocierile, toată lumea se poziționează, își fac strategiile și evident, în primul rând, partidele de la guvernare încearcă să se poziționeze astfel încât să-și maximizeze șansele. Vorba mare, practic, iertați-mă, se fac strategii în culise. Deci aici zici că faci culise, politică pe domeniul propriu, în familia proprie. Nu neapărat, dar păi, nu e normal. Nu adică e nimic transparent, că nu e nimic, o să vă informăm noi joi. Cam cum sună este asta? Este prerogativa lor să-și facă aranjamentele, așa cum și opoziția are dreptul să-și facă propriile aranjamente. Cine va candida, cu ce mesaje vor ieși, dar recunosc că și pentru mine, care totuși ar trebui să fac o analiză, devine puțin repetitivă povestea asta cu această comasare. Pentru că dacă în cazul localelor cu euro era cumva logică povestea, vrei să limitezi ascensiunea Partidului Aur și a celorlalte partide extremiste care ar putea apărea sau nu, Vești, Șoșoacă și SOS, acum, sincer, mi se pare așa puțin nu mi se pare foarte clar miza. Sigur că la o primă vedere, la o primă citire, partidul dezavantajat ar fi cel care nu își scoate candidatul în tur 2, pentru că electoratul lor ar fi dezamăgit și nu s-ar mai mobiliza. Dar ce-ar fi dacă am asistat la un scenariu, zic și eu așa, arunc din avion, în care un candidat ca Mircea Joană să fie, de exemplu, exponentul AUR, independent susținut de AUR, și să intre în turul 2. Ziceți asta pentru că Simion ieri a zis, domnule, la o adică și cu Joana merge, da, oricine poate să-i spulbere pe Nicu și Marcel, e bun. Da, nu? Și Simion ca și să știți de la ce am plecat. Alți oameni în zona asta mai exotică a politicii românești. Nu zic că se va întâmpla, doar că zic că acum e momentul în care, exact cum ați spus, se fac piesele de puzzle și cred că Simion și AUR și cine spatele AUR puțin le pasă cum se numește sau ce CNP are candidatul lor la prezidențiale. Cred că miza lor este să încerce cu orice preț să câștige. Trebuie să găsească pe ăla care să vrea să se asocieze, nu? Ați fi surprins, domnule Mușat, și nu cred că ați fi surprins de fapt că aveți multă experiență și în presă. După și multe politică, respingeri PNL și multe PSD, cineva să zică, hai la AUR, să poate... Vorbesc cu păcat, nu am nimic cu domnul Joane, respect maxim cariera de diplomat și poziția pe care o deține astăzi în fruntea Alianței Nord-Atlantice. Doar spun că în politică, de multe ori, pragmatismul învinge. Asta chiar ar fi o surpriză. Să mai vedem din povestea asta, cât de jos au ajuns partidele astea două mari, încât să n-aibă orgoliu de a-și pune un candidat puternic. Noi suntem partid de 50 de ani în țara asta, avem candidat, ne batem unii cu ceilalți și după aceea putem să facem o altă nouă coaliție după ce adună fiecare ce adună pe barba lui. Nu au candidați. Au ajuns cele două partide să facă tot felul de scenarii despre cum poate deci să bată un primarul SR, să se unească două partide pentru a încerca să dea jos pe un primar sau să dea jos, nu știu, un grup care se desfășoară foarte bine în comunitatea respectivă. Nu poți să pretinzi că modernizezi țara asta arătând că e slab. Doi oameni de stat, lideri de senat, președintele senatului și premierul României, uneltesc despre ce metodă să utilizeze
pentru a reuși împreună să obțină câștigul. Nu plătesc numai ei. Vă dați seama ce e în spate, acolo, în teritoriu, tot felul de lideri, că ne-am obișnuit deja. Da, vedem și pe măsură ce mai înhață de nea câte unul, ne lămurim și ce mize mai sunt dincolo de alea politice. Astea sunt mizele, domnule Mușat. Mai sunt și alte mize. Există o rețea de bani care circulă în țara asta, care se duc spre zona politică. Și atunci când se golesc țevile astea, cineva bate în ele și anunță că trebuie să se mai toarne ceva. Bun. Am văzut situația domnului Dumitrescu, de la Prahova. 3 milioane de euro dintr-o afacere de 9 șpagă. Cum poți să faci treaba asta? Dar dacă, de fapt, varianta asta, domnule Ionaș, este pur și simplu ca să dăm ceva la schimb și să consolidăm ideea de comasare. Poate n-au niciun interes, de fapt. Uite, vă propun și scenariul ăsta. N-au niciun interes cu turul 2 și cu parlamentarele. Pur și simplu o fac în oglindă ca să arate că ei sunt puși pe redus numărul de drumuri pe care le facem noi la urne. Asta cu comasarea, vă spun sincer, nu știu la ce soluție se va ajunge, care cu siguranță europarlamentarele cu ați localele auzit-o profirea mai devreme. Bună. Pare că știe ce. Mai departe, dacă turul 2, turul 1 cu parlamentarele, nu știu. Și până la urmă, din punctul meu de vedere, asta ține de modul în care partidele care au majoritatea vor negocia și vor ajunge să treacă acea variantă prin Parlament sau cum, care sunt procedurile firești. Pe de altă parte, eu scenariul ăsta cu PSD și PNL, candidat unic la președinție și premier și un fel de înțelegere și așa, eu nu pot să-l cred. Am mai văzut filmul ăsta odată și atunci nu erau două partide, era o alianță consolidată pe hârtie, cu contract, cu tot ce trebuie, da, erau luați cu acte și era aceeași poveste și s-a rupt toată șandramaua, s-a rupt inclusiv contractul exact din acest motiv al candidatului la prezidențiale. Eu mă îndoiesc că astăzi, indiferent de ce se va anunța joi, că în anul 2024 PSD-ul și PNL-ul vor merge cu un singur candidat. Au evoluat, acum mai cu concubinaj, nu mai e cu... Nu, eu nu cred acest scenariu. Da, diferența este că atunci când vorbim de USL, nu aveam război la graniță, pentru că probabil că dacă nu aveam război la graniță, nu se crea nici această coaliție PSD-PNL, care ar fi putut părea acum 2-3 ani total împotriva naturii. Eu mă aduc aminte de... Vreți să îmi spuneți că e o chestiune mai mare decât voința celor două partide? Interesul sunt României, ținute așa cu mâna împreună, acolo, în ce credem noi. Interesul primordial al României este să asigurăm stabilitatea politică în contextul actual. Este interesul fundamental al acestei țări. Acum 10 ani, interesul fundamental era să jucăm tontoroiul în funcție de cum cântau diversi... cu flautiști din grupuri de interese din afara țării și din aceste țări. Și numai în această formulă se poate... Credeți că primarul PSD de la, nu știu, Onești sau primarul PNL de la Moinești vor fi atât de convinși că pentru stabilitatea țării și din cauza... La Onești primar PMP. Așa, care n-a luat bacă, da, știu. Știu foarte bine că de acolo sunt. Nu știu, n-a luat bacă. Credeți că primarii aceștia vor înțelege cât de multă nevoie este de stabilitate și vor lupta ei pentru primarii candidatul partidului? Primarii vor înțelege ce li se va spune de la centru. Primarii depind de guvern pentru finanțare, așa cum bine știm. Și guvernul tot timpul a știut să găsească pârghile pentru a duce primarii... Sunt curios dacă și rotativa aceea la președinție va avea loc. Bun, eu apropo, cred de acest primari. Apropo de primari, să vedeți care este strategia, vă spuneam, candidatului la Mișto. Apropo de faptul că s-a tot discutat, domnule, cum pun PSD și PNL, candidat unic, acolo unde are USR-ul deja primar sau unde n-au ei un candidat foarte puternic. Pare că au renunțat la varianta asta, dar au găsit una, cum ziceam, o fumigenă, acolo unde nu au deja un primar puternic și acolo eventual unde primarul USR e mai puternic sau PMP sau, mă rog, altcineva este mult acum mai puternic. Acum suntem împreună, deci așa se mulțește. Nu? Bun. Ce fac? Unul pune un candidat cu șanse, un candidat, mă rog, viabil, cu ceva mai multă forță. Celălalt pune, în mod intenționat, un candidat extrem de slab. Ce rezultă din povestea asta? Câștigă, evident, sau are șanse mai mari candidatul mai puternic, fără ca celălalt partid să zică explicit, domne, noi îl susținem pe ăla. Nu. Noi ne punem candidatul nostru, deci nici pomeneală să avem candidat unic, suntem independenți, majori și vaccinați, dar ce să vezi, acel candidat e ales special să nu conteze, să fie nimeni în drum, astfel încât celălalt să aibă o șansă reală. Ne-a dezvăluit asta în emisiunea Ioanei Constantin ceva mai devreme aici pe B1 TV, primarul de la Galați. Apropo, domnul a ales cu 9%, asta ca să împingem ridicolul până la capăt. Cum vi se pare, domnule Tomac?
Lucrurile sunt destul de clare, adică teama aceasta de a pierde totul, pentru că în acest punct au adus țara, ea a determinat să aplice strategia cu comasarea alegerilor într-un mod absolut absurd și în bătaie de joc total față de cetățeni, față de democrație. Dacă le-ar fi păsat atât de mult de participarea la vot pentru alegerile parlamentare, ar fi organizată în urmă cu un an de zile dezbateri, o agendă cât se poate de clară și de transparentă. Noi mai avem câteva săptămâni până când trebuie să strângem semnături pentru alegerile europarlamentare și nu știm ce fel de alegeri vom avea. Vor fi doar europarlamentare, vor fi comasate, o chestiune extrem de gravă și nu poți, nu poți să pui în sertar valori și seturi de principii pentru care ai tot luptat tu PNL ani de zile, doar pentru că acum tremuri de teama prăbușirii. Noi am arătat aseară cum Alina Gorghiu, anul trecut pe vremea asta, zicea, domnule, dacă cumva la anul, că sunt multe alegeri, ne trece prin cap să comasăm unele, trebuie să ne apucăm de acum, din vara lui 2023. Deci anul trecut. Putea spune. Pentru că ne trebuie un an să punem la punct toată povestea asta. Acum văd că se poate și cu două luni înainte. Mai grav este că aceste două partide controlează peste 90% din administrația țării. Peste 90% din primarii din România provin din PSD și PNL. Am văzut că în timp de un an de zile PSD-ul, cu tot parteneriatul lor bolșevic cu PNL-ul, au rupt vreo 300 de primari, deci deși sunt în alianță, un partid care se respectă, i-ar fi închis ușa imediat lui Ciolacu și ar fi spus, domnule, lasă-mă în pace cu coaliția ta, pentru că nu ești un partener de cuvânt. Asta o înghit. Au șantajat și ultimii primari pe care nu-i dețin. Eu am vreo 10 primari care au venit plângând. Să-mi spună, domnule, dați-mă afară, pentru că nu mai dă guvernul bani. M-a invitat domnul Flutur, marele Flutur, care luptă cu extremismul și mi-a spus, dacă nu trec la PNL, nu mai primesc nicio resursă. Deci cam asta este luptă cu extremismul, care... dar înghite filiale aură când îi convine, unde nu, se poate. Nu bun, când deci, ajung la PNL, sunt brusc frecventabili. O realitate, da. Că încearcă prin toate mijloacele să blocheze activitatea opoziției și mai mult decât atât, într-o netransparență totală, schimbă regulile în timpul jocului, ceea ce este complet nedemocratic și periculos. În aceeași netransparență ar funcționa și povestea asta cu candidatul unii, sau mă rog, netransparență până când s-a apucat domnul de la Galați să devoaleze scenariul, Ioana. Cum ți se pare? S-ar putea întâmpla inclusiv la București chestia asta, până la urmă PSD-ul să aibă candidat de forță, să zicem, și PNL-ul să pună un iepuraș care să mai rupă ceva din voturile de pe dreapta? Asta s-a mai întâmplat, dacă vă aduceți aminte, când a câștigat Sorin Oprescu în București ca independent, pasă minte, independentul lui Ionuviescu. Nu cred că genul acesta de soluții la care se revine și care sunt scoase de la naftalină, puțin scuturate de praf și puse în geam, mai funcționează, pentru că societatea se schimbă. Nu mai putem aplica, lua ce a fost valabil acum 10 ani, acum 15 ani, prin 2000, cazul Iliescu versus Vadim, că și despre asta s-a vorbit foarte mult, și a mutat în România 2024. Eu nu cred în genul acesta de manipulare a publicului, adică omul, electoratul care ei se oferă un candidat foarte slab al propriului partid, nu înseamnă că automat se încolonează să-l voteze pe candidatul celuilalt partid. Poate se duce la primar în funcție, poate nu se duce deloc la vot. Poate zice, lăsați-mă în pace, n-am ce să votez, am treabă duminica asta. Deci lucrurile sunt, genul acesta de șmecherie continuă, până la urmă ajunge să-ți explodeze în față, pentru că n-a ajuns România la un nivel de democrație foarte înaltă după 34 de ani, dar nici în primitivismul anilor 90 nu mai suntem. Și atunci ar fi bine un pic respect pentru electorat să existe și să nu recurgem la tot felul de prosteli de astea atât de transparente și atât de ușor de descusut, pentru că, repet, și știți că e cel mai mare risc?
exact ca la candidatul unic. Știți, de exemplu, domnul Ciolacu își dorește să devină candidat unic al celor două partide la prezidențiale, să zicem. Numai că măsurătorile lor arată că numai 30% din electoratul liberal l-ar vota și, mai grav decât atât, arată că în cazul în care domnul Ciucă ar fi candidatul unic al celor două partide, o mare parte din electoratul PSD, în loc să se ducă să-l voteze conștiincios, s-ar duce la AUR. Deci aici deci ai riscul. Mult mai complicate. De aia spuneam, nu socotiți ca sacii de cartofi. Am luat 5 kg, că mă rog, kg cuvântul la modă, am luat 5 kg și le da. Trântim da. În remorcă. Apropo de remorcă. AUR, pentru că vorbim de tot ceea ce face AUR să-și mai crească și mai mult notorietatea, având în vedere că e această competiție acum cu Șoșoacă și cu SOS, mai mult cu Diana Șoșoacă, de fapt, speculează această problemă neînchisă și care ne-a enervat pe toți, a călătoriilor de lux făcute de președintele Iohannis. Un deputat de la AUR, Dan Tănasa, a mers azi la parchetul general ca să depună o plângere pe numele președintelui în legătură cu deplasările externe ale acestuia. În plângere, Iohannis fiind acuzat de abuz în serviciu, de deturnare de fonduri și de delapidare. Denunț penal pe numele domnului președinte Klaus Iohannis și pe numele unui domn consilier prezidențial George Vladimir Duhan, precum și pe numele a tuturor persoanelor atribuții de serviciu în legătură cu situația, în fapt, sesizată în vederea cercetării săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, deturnare de fonduri, delapidare, uzurparea funcției. Numeroase anchete de presă și depus în acest sens, ca viitoare probatorii, anchetele de presă existente în spațiul public, informațiile care au apărut cu deplasările pe care domnul președinte Klaus Iohannis le-a făcut în străinătate și cu sumele exorbitante de bani pe care le-a cheltuit pentru ca ulterior să secretizeze absolut toate informațiile cu privire la modul în care a cheltuit acești bani. În mod evident, toate aceste deplasări par mai degrabă niște concedii de lux decât niște deplasări în afara țării care să aibă ca prim și primordial interes interesul național al României pentru astfel de deplasări. Repet, chiar și în cazul domniei sale, chiar și în cazul administrației prezidențiale, trebuie respectate anumite proceduri de achiziții publice, trebuie justificate anumite costuri, trebuie întocmite anumite rapoarte de oportunitate și ulterior, evident, toate deplasările trebuie justificate. Da, Alex Oita, cum o joacă AUR? Ce să zic, a venit, a luat colul penal și a dat cu colul penal în cap lui Iohannis. Ce să zic? Sigur că toți suntem nemulțumiți cu mic, cu mare, de la, cum era, de la opincă la budincă sau cum era. Așa, de faptul că, totuși, Klaus Iohannis are un stil de călătorie cam extravagant pentru bugetul multor milioane de români. Asta este fără doar și poate, dar, dincolo de asta, eu pot să văd străveziu jocul politicianist al Partidului AUR, care încearcă să țină în o ciorbă, să o țină la foc mic, ca să poate mai dă în clocot un pic și mai produce niște voturi, cu niște neconcordanțe, inadvertențe, adică, credeți-mă, nu sunt avocat, nu am studiat dreptul, doar la televizor l-am studiat, din păcate, la multiplele discuții pe teme de penale. Dar știu și eu că denunț penal înseamnă că, practic, te duci acolo cu o informație pe care ai tu a ta și o dai. Omul ăla, cum să-l cheamă, nu cred că a făcut denunț penal, cred că a avut o simplă plângere penală. De la deturnare de fonduri, de unde la unde? De unde? Că eu știu că premierul i-a dat din fondul de rezervă sau ceva în genul acesta, nu s-a deturnat nimic. Deci e o abureală politicianistă. O idee e că pui acolo cât de multe chestii, nu? Dar ca să fie Iohannis, obligat dosarul să se pună pe motive. Cine? Sau domnul președinte Iohannis joacă tenis, deci ar trebui să știe că, na, da, tenis, dacă se poate, în primul rând, trebuie să eviți greșelile neforțate. După aia mai vezi tu dacă dai smash-uri, voleuri și așa mai departe. Da, asta, ca și cum îi pasă lui Iohannis de aceste greșeli, serios, că vor fi ele să aibă ocază să meargă cu avioane foarte frumoase. Sunt sigur că nu cred că Charles Michel merge. Și cum arăta președintele că îi mai pasă de prea multe chestii. Da, e interesant, că apropo de ce vorbeam mai devreme, cu genul ăsta, nu, de acțiuni, oricât ar fi ele de găunoase pe fond sau care nu duc nicăieri, de fapt, lumea se simte cumva răzbunată. Uite, dumne, cineva face ceva, s-o duce în gard cu chestia asta, habar n-am, dar măcar a pornit o chestie. Dacă nu ne-ai spus pe 15 alte căi, las că poate te forțează în felul ăsta să spui. Da, evident că e o încercare, o mișcare pur politică, pentru că până la urmă nu cred că nici măcar parchetul nu poate, niciun procuror să-i zică din aia că are imunitate sau cum se numește președintele.
Pe de altă parte, a fost mult mai amuzantă și a prins mult mai bine la public colegul, acțiunea colegului domnului Tănase, când s-a dus la poliție și a depus plângere pentru pierderea sau sesizarea. Aceea a fost o mișcare interesantă, amuzantă, a prins foarte bine. Asta, da, e o încercare, din nou, a unor membri AUR să arate, cel puțin unei părți electoratului, că ei se mișcă, că încearcă să obțină, nu știu, informații, rezultate, da? Nu va avea... Mai dai în felul ăsta și o lovitură realitate indirectă PNL-ului, mă gândesc, nu? Cine e cel mai asociat de figura președintelui în momentul ăsta? Uite, dacă toți ne uităm în cheie electorală PNL-ul și atunci repeți, președintele ăsta călătorește scump, președintele ăsta nu dă socoteală de bani, președintele ăsta nu face nimic, face excursii de lux, nu? Cum zicea Dan Tănase, na... Lipește acolo un pic și de imaginea PNL chestia asta. PNL nu se poate dezlipi de domnul Iohannis, că de fapt Iohannis, domnul Iohannis este ce mai ține în viața asta, așa sugrumată PNL-ul. Însă cei de la AUR ar face mult mai bine să se ocupe de chestiuni care au efect, pentru că situația de prezentată în emisiunea dumneavoastră nu are niciun efect concret. Iar eu în Parlament de 3 ani n-am văzut nicio propunere consistentă a celor de la AUR pe niciun dintre subiectele astea importante. Pe de altă parte, de ce discutăm probabil despre asta și de ce lumea este un pic interesată, este pentru că domnul Iohannis a intrat într-un con complet de lipsă de interacțiune cu românii. Mâine înțeleg că este la Parlamentul European, eu sunt în Parlamentul României de 3 ani, n-a venit nici măcar o dată. Deci în mandatul acesta, președintele țării nu a venit niciodată în Parlament. Știm că se duce președintele acolo, dar nu știm cât costă că se duce acolo. Se fac 5 ani de când a venit în total, nu? Sau greșesc? Nu, nu era ironic. Chiar mi se pare... În acest mandat nu a venit nici măcar o secundă în Parlament. Aflăm din presă, de la Comisia Europeană, aflăm de la Parlamentul European că merge mâine acolo. Nu știm cât costă. E o bătaie de joc completă. Colegul meu, Claudiu Năsuri, a trimis tot felul de solicitări. Administrația prezidențială a secretizat aceste cheltuieli. Bun, încrucișând datele, 34 de călătorii a făcut anul trecut președintele, de vreo 41 de milioane de lei. Deci cam aici suntem cu estimările, pentru că da, ni s-a spus că totul e secret și nu poate fi desecretizat. De ce? Nu se știe. Și legea care îți spune să secretizezi e secretă, deci nu ni se poate da nicio... Așa pentru oameni, referință. Ce face parlamentarul, ce face primarul, nu, ce face președintele țării, e o chestiune de interes. În ultimul colț al acestei țări, dacă spui, președintele nostru a face ceva, atrage un pic atenția. Da, nu se știe ce face acest președinte. Ce ar trebui să facă acum parchetul după această chestie? Că la poliție, când s-au dus și l-au dat dispărut, ni s-a zis, dom'le, poliția în teorie ar trebui să facă ceva, orice, nu știu, când vine cineva și zice persoană dispărută, chit că ți se pare o glumă, chit că, na... nu știm ce au făcut, că președintele a apărut el 3 zile mai târziu la nu știu ce întâlnire cu ambasadorii sau l-a primit pe premierul din Vietnam. Dar în cazul ăsta ce se poate face? Păi, în primul rând trebuie să verifice dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de codul de procedură penală pentru o sesizare penală. Sunt și ele acolo câteva. Dacă sunt întrunite, ea trebuie înregistrată. După care, bine, printre cele care trebuie întrunite, să nu fie fantasmagorică, să existe niște date de identificare, adică să fie o chestiune cu aparență de seriozitate, măcar cu aparență de seriozitate. După care, sigur, trebuie făcute niște minime investigații pentru a putea să justifici ulterior fie o trecere la investigație in personam și evoluția urmăririi penale sau o clasare, care și ea trebuie să se fundamenteze pe ceva. Deci o minimă investigație trebuie făcută. În normal, ar trebui făcută măcar audierea acelui reclamantului, da? Și audierea acelui vizat de plângere. Cred că reclamantul abia așteaptă să mai facă un drum pe la DNA cu camerele de filmat și să zică, uitați ce am zis eu, tot ce știu. E obligatoriu să... Râdem noi de lucrurile astea și, într-adevăr, ele sunt de imagine, nu se va întâmpla absolut nimic, nicio îndoială. Dar noi despre ele vorbim. Care este ținta AUR? Ținta AUR nu este să aibă soluții. N-are nicio soluție. Dacă te uiți în programul lor, e o nenorocire. Sunt mai fantasmagorii, dacă nu cumva sunt chiar chestii periculoase, naționalizări, tribunale ale poporului, din ea capul. Dar
scopul lor este să se vorbească despre ei și să ofere astfel de ocazii de răcurire. Cu materialul clientului, cum bine observa Alex mai devreme, este greșeală neforțată și nu e singura și la coaliția de guvernare poți să vorbești bine, la fel despre foarte multe. Mai bine statul român un avion pentru prezidențial așa cum aveam până în 2010 sau 2011, așa cum au toate țările și bulgarii și croații și serios, adică e măcar o investiție pentru statul român, poate să meargă cu el și ministrul de externe și premierul. Da, stau și mă gândesc acum, domnule Tomac, cu atât mai puțin președintele sau administrația o să vină să dea socoteală spre să zică ce mă cobor eu, îmi cere mie aur, ăia de la aur, cu atât mai mult nu zic nimic despre... Poate că era ultima șansă, dar nu. Nu a existat niciodată nicio șansă. Klaus Iohannis și după ce va pleca din funcție va rămâne neschimbat, la fel de... neimplicat în a explica lucruri elementare. Eu nu sunt împotriva ideii de a avea un președinte activ care să fructifice contacte, să intre, dar să aibă rezultate pentru România. Din păcate, orice om de bună credință să din această țară... Să știți că fiecare zi românii stau și să mai uită spre Cabo Verde ce vine de acolo om, după ce a fost președintele. Chiar și susținătorii lui, puțin cât mai are astăzi, nu pot prezenta niciun exemplu concret de reușită a lui Iohannis în cei aproape 10 ani de mandat. Ceea ce spune mult. Vă zic, când o veni Kenya și o vărsa aici, cine știe ce, și Cabo Verde, cine știe ce, și Camerunul, cine știe ce, atunci o să vă măsurați cuvintele. Ați văzut ce riscuri și-a asumat omul? Ați văzut ce se poate întâmpla când te duci în Tanzania? Doamne ferește, ce necaz o să fii cu el și se întâmplă lucruri după aceea, îmi refer la, și asta nu e deloc de glumă, de doamna decedată din cauza malariei, și președintele României mai ce a fost acolo, în interes de serviciu, ne ferește, și a asumat omul un mare risc, ar să apreciem lucrul acesta. Plus că ne-a pus pe radarul Africii. Revenim în câteva momente, doamnelor și domnilor, ca să vedeți cum Ministerul Finanțelor dă niște bani unor funcționari aleși pe Sprânceană care ar trebui să fie implicați, să se bată cu Pfizer să nu plătim despăgubirea pe care ne cere compania de vaccinuri că n-am mai cumpărat ceea ce contractasem. Rămâneți cu noi! Din nou în direct, doamnelor și domnilor, Ministerul Finanțelor, condus de Marcel Boloș, a fost însărcinat să se ocupe de selecția avocaților sau a firmelor de avocatură care să ne reprezinte în litigiul cu Pfizer. Știți că Pfizer vrea să ne pună la plată, n-am cumpărat dozele contractate, își vrea banii, vrea și despăgubiri. Dar mai e ceva pe lângă asta, Ministerul de Finanțe a mai trecut acolo o prevedere în proiectul ăsta, privind salariile unor angajați din instituție. 10 persoane de la Direcția Generală Juridică al SP Sprânceană vor primi o majorare de 50% la salariu acele persoane care sunt implicate în problema acelor litigii. Ca să vă faceți o idee, ce salarii sunt în Direcția Generală Juridică, în decembrie directorul general avea 12.000 de lei net, cei doi adjuncți 10.700, încă 4 persoane care sunt șefi de servicii luau 9.800 de lei în mână, o să primească cu 50% mai mult. Întrebarea e, de ce? Miruță? Sau domnul Ionaș? Nu, eu v-am spus că aici e foarte simplu, eu nu înțeleg de ce ne agităm, că vedem cum se termină procesul Poloniei, care a început mult mai devreme. Tot cu Pfizer, exact în aceeași poveste. Dacă Polonia pierde, e clar că o să pierdem. Poate să nu citească presa, să facă revista presei. A, bine, da, știe. Poate... Eu mă îndoiesc că într-un astfel de proces te duci și te lupți cu... departamentul juridic dintr-un minister, da? Nu, tocmai asta e frumusețea, că vor exista departament juridic cu 5 oameni care primește Pfizer-ul, da, cu siguranță, sigur, au niște funcționari acolo la Pfizer. Ei, știți, eu după îi scoate de la pachetat medicamente eu și după ce 15 ani am crezut că noi am câștigat cu insula șerpilor și tot cu departamentul juridic, am citit acum recent că au fost niște avocați noi uriași plătiți cu sute de mii. Nu, tocmai asta e frumusețea, că deși se vor selecta avocați și firme de avocatură plătite probabil cu bani grei, totuși și acești oameni care, pe care cum să-i numim, oameni de legătură, adică ei o să fie
oamenii implicați în acest dosar. Așa, și dacă sunt implicați în acest dosar, de ce trebuie să ia 50% spor? Mă întreb. Pentru să vin la serviciu? Pentru că se poate, răspunsul pe scurt. Răspunsul un pic mai extins este că în guvern e un fel de bursă a inventatului de locuri de muncă foarte bine plătite. Își creează un context, dau o hotărâre de guvern, stabilezi niște salarii foarte mari, după care începe jocul la bursă, cine pe cine pune acolo. Nu ce trebuie să facă. Pe cine pune acolo? Am văzut situația asta și pe la ADR, unde au dat, nu știu, vreo 17-8.000 de euro pe luni și au numit oameni. Vedem situația asta la Ministerul Sănătății. Mie mi se pare, în schimb, interesant altceva. Că am ajuns să aflăm de la Pfizer că actualul ministru Rafila a comandat, că nu mai era nicio aglomerație pe la centrele de vaccinare, o tranșă de vaccin mai mare decât tot ce a comandat Vlad Voiculescu înainte. Păi asta zice că era obligat de contract. Era obligat de contract. Păi, bun, dar Vlad Voiculescu nu era obligat. Nu, a semnat contract, nu. Da, mă rog. Fiecare zice că l-a obligat contractul și toate firele duc la Ursula care a negociat pentru Europa. Și pe Ursula nu trebuie nimeni, ei mai câștig un mandat, am înțeles. Dar stați puțin, că vreau să mă lămuresc. Deci vii la serviciu, la direcția juridică, ești plătit bine, sau mă rog, ești plătit cum ești plătit, nu știu, dacă nu e bine, du-te în altă parte. Și că vii la serviciu să fii implicat în dosare... Ce s-au gândit? Domnule, dosarul ăsta e mai special. Ia 50% spor. O să iau eu apărarea funcționarilor? Mulțumesc. Deci, în cazul în care una este să lucrezi ministerul... Ce minister este? Ministerul Sănătății. Finanțelor. Finanțelor, așa. Finanțelor. Una este să lucrezi Ministerul Finanțelor cu Ministerul X, adică lasă-mă să te las. Și alta este să lucrezi cu Casa de Avocatură Johnson & Johnson & Johnson numărul 1 mondial, care oamenii îl facturează cu 500.000-2.000 de dolari pe oră. Deci trebuie să livrezi în secunda 2, pentru că cu siguranță la Pfizer nu vor sta să, că nu merge imprimanta, că n-a venit doamna care deschide cabinetul cu hârtii și alte chestii pe care le știm de la stat. Deci oamenii aceștia, eu zic că e bine să fie motivați, dar să lucreze brici, adică chiar să avem o șansă, să nu fim un fel de Mike Tyson cu, nu știu ce să zic, cu mine. Cu mine. Da, cu mine. Nu știu, să le bagi acolo niște proteine, niște, să-i pună, să-i asta e de fapt, la sală. Maia, domnul Boloș... Nu, serios, adică nu cred că acolo stă bugetul României în 5 oameni. Băi, nu știu, dar domnul Boloș, Ioana, mi-aduc aminte că ne-a zis la un moment dat când le dădea acestor oameni sporuri anul trecut, nu ăstora cu Pfizer, tuturor din Ministerul Proiectelor Europene, că acolo era pe vremea aia, zicea, domne, cu PNRR-ul ăsta, discuți cu oameni fini, bine îmbrăcați, trebuie și tu să te ridici la un standard. De-aia le dă și lor 50% ca să discute bine îmbrăcați cu avocații cu care să colaboreze? Să învețe cuvinte. Domnul Boloș întotdeauna și-a plătit foarte bine zona de influență. Într-adevăr, și la Ministerul Fondurilor Europene erau salarii și s-a pus problema de restructură și de, știți că la noi periodic se discută despre chestia, însă întâmplă în se discută. Domnul Boloș a sărit primul sus și a zis că nu poate, lui mai trebuie oameni, cum să, nu există așa ceva. Este un mod de a cumpăra fidelități, este un mod de a te asigura că nu o să te trezești cu bombe prin mapă. Și cred că este un mod preferat de cei care nu stăpânesc cel mai bine domeniul pe care îl controlează și de aceea au nevoie de cele mai mari fidelități. Da. În general se cumpără. Da, în general se cumpără. Iar oamenii ăștia ce o să-și cumpere cu banii aia în plus? Asta e întrebarea. Își cumpără experiență mai multă? Își cumpără, domnule Tomac, haine mai bune? Acum, fără niciun mișto. Dacă domnul Boloș a fost în stare să zică, domnule, oamenii din MIPE trebuie să se îmbrace bine sau să aibă un anumit standard, imaginez că o avea același calcul și aici. Nu, dar nu trebuie să vă mire nimic, pentru că în urmă cu exact un an de zile, guvernul a dat o hotărâre de guvern prin care toți angajații de la Ministerul pentru Fonduri Europene, deci oameni care au în fișa postului gestionarea proiectelor europene, pentru a fi stimulați, sunt plătiți cu 50% în plus. Asta ziceam. Și ne explica el pe vremea aia că le trebuie un standard anume. Activitatea lor este gestionarea fondurilor europene. Și pentru a fi mai eficienți, statul le dă un spor de 50%. Mulțumim că vii la serviciu. În condițiile în care noi nu am atras toți banii nici pe exercițiul trecut.
Asta e de vreo 15 deci, ani. Este o realitate care arată până unde poate merge risipa de bani și, evident, mulțumirea clientelei. În condițiile în care știm foarte bine, în aceste instituții, în mod special cum sunt cele care gestionează fonduri directe, relațiile instituțiilor cu cei care consiliază atragerea de asemenea investiții sunt extrem de strânse, deci veniturile sunt foarte mari. Da. În perioada următoare probabil că o să aflăm și care e strategia noastră în relația cu Pfizer, adică luăm avocații ăștia scumpi, mai plătim și niște oameni bine acolo în Ministerul Finanțelor, ca să ce? Cum ne vom bate? Asta urmează să aflăm probabil. Revenim în foarte scurt timp și vorbim despre controversa fierbinte a momentului, cea legată de apărarea populației, de serviciul militar. Au fost noi replici ale politicienilor după declarațiile generalului Gheorghiță Vlad. S-au și dus la întâlnire cu el. Ce au înțeles, ce au explicat, ce n-au explicat, despre toate imediat.